Referendum pentru organizarea unui meeting, dacă sporul de periculozitate pentru cei care lucrează în condiții speciale în cadrul complexului energetic Hunedoara nu va fi majorat. Inițiativa aparține reprezentanților sindicatului Muntele. Sporul de periculozitate este în momentul de față de 750 de lei și urmează să fie crescut la 800 de lei. În cursul săptămânii viitoare, după ședința de birou executiv de mâine, vom declanșa la nivelul sucursalei Divizia Minieră un referendum prin care salariații care lucrează în condiții speciale vor răspunde cu da sau nu dacă sunt de acord cu organizarea unui meeting de protest în cazul în care sporul de pericol nu se actualizează la nivelul salariului minim brut pe țară. Dacă se va ajunge în această situație, meetingul va fi derulat cel mai probabil în luna februarie. Se va face cu siguranță în timpul liber, pentru că nu ne permitem să oprim lucrul, pentru că asta ar însemna deja o grevă. În timpul liber, probabil după ieșirea schimbului întâi, în locul în care vom hotărâ și pentru care vom primi, bineînțeles, și acceptul de către Primăria Petroșani, pentru că locul în care îl vom face cu siguranță va fi undeva pe strada Timișoara, în curtea complexului energetic. În cadrul CEH există circa 4.000 de salariați care lucrează în condiții speciale. Există o prevedere în contractul colectiv de muncă la articolul care face referire la acest spor, și anume că el poate fi renegociat ori de câte ori salariul minim brut se modifică. Sindicatul Muntele a făcut această solicitare, însă în lipsa dialogului social cu conducerea societății, pe cale amiabilă nu s-a putut obține modificarea acestuia.